Ha? Alea-s bune. Nu cred. Poți să bagi limitat pe YouTube? Versetul 37. Ce vă zic vouă, zic tuturor. Vegheați. Thank you.
noi toți, pentru mine și pentru dumneavoastră, că acest cuvânt pe care îl vom auzi în aceste momente să fie pentru noi o hrană care să ne dea energie, care să ne zidească, o hrană care să prindă putere în noi. Acesta este cuvântul Domnului. Cântarea pe care Coro a cântat-o se numea Veghează în zori. Veghează. Subiectul din această oră l-am intitulat și eu după această cântare, Vegheați. Ce vă zic vouă, spunea Domnul Iisus, zic tuturor. Până în zilele noastre, până la noi ajunge acest cuvânt. Ce anume? Vegheați. Ce înseamnă să vegheți? Cine mă poate ajuta? Să fii atent. Ce înseamnă să vegheți? Să fii atent la viață. Care, o definiție a stării de veche. Ce înseamnă să vegheți? Să fii mereu treaz. Să fii mereu treaz, în stare de... Activitate. De alertă, nu? Să fii treaz, să vegheți. Nu? Într-o continuă atenție. Într-o continuă atenție, nu? Desigur, asta e definiția. Să fim într-o continuă atenție. Atenție pentru ce? Cine spune Domnul Iisus să veghem? Ce pericol? Bun. Soldatul veghează în postul lui, nu? Dacă adorme, știți care era în vechime, Imperiul Roman, nu pedepsea așa cu mustrare sau cu amendă adormirea în post. Știți ce se întâmpla cu soldatul care adormea în post? Murea. Murea, nu decapita, nu. Sau îl executa, oricum. Nimeni nu trebuia să doarmă în post. Ce înseamnă? Pentru ce vedeau ei? Pentru că era o persoană, o singură persoană, responsabilă de toți ceilalți. Și dacă el adormea și inamicul intra în cetate, era vinovat de moartea multor oameni. Vegheam împotriva inamicului. Nu, de cine spune Domnul Iisus, vegheați? Împotriva cui să vegheam? Avem și noi un inamic. Avem și noi un inamic. Avem un inamic. Avem un inamic. Suntem conștienți de existența lui sau nu? Da. Sigur? Sigur. Depinde. Ori suntem, ori nu suntem. Depinde de fiecare în parte. Conștientizăm că el există? De exemplu, americanii au fost întrebați, a făcut un sondaj. Credeți în Dumnezeu? Toată lumea. Credem. Cum să nu? Credem. Da, Satana. Ma, nu se știe. Dar nu cred. Nu există. Ei sunt fabule. Și diavolul se bucură. Se bucură să creadă lumea că nu există. E așa o... undeva în mintea noastră, nu există. Biblia ne avertizează. Nu? Că există un război nevăzut. Că diavolul, așa cum aminteau și frații, dă târcoale ca un leu. Ca un leu. Și ce face? Și caută pe cine? Caută să prindă. Pe cine? Cei care nu sunt atenți, se vechează. Dar e cu putință pe cei aleși. Pe cei aleși. Cei care sunt aleși, sunt aleși. Dar el vrea pe cei aleși. Acolo e războiul mare. La un moment dat, la o universitate, un elev a fost întrebat, tu crezi în Dumnezeu? Și l-a spus, da, cred. Și profesorul l-a mostrat și a spus, crezi niște aberații. De ce nu, profesor? Crezi niște aberații. Dacă Dumnezeu există, înseamnă că și diavolul există, înseamnă că diavolul a creat rău, Dumnezeu e rău. Ceva nu se leagă. Ăsta-ți invenționă. Și un student s-a ridicat și a pus următoarea întrebare profesorului. Domnul profesor, era un profesor de fizică, bun. Există frig? Frigul există? Sigur că există frig. N-ai gândit niciodată? Și el spune, nu există frig. Cum nu există frig? Nu, așa numim noi frig. Frigul, în realitate, este lipsa căldurii. Căldura poate fi măsurată, nu? Temperatura poate fi măsurată. Frigul? Zice, nu e minus, nu știu cum, dar e lipsa căldurii. Următoarea întrebare, există întuneric, domn profesor? Cum să nu există întuneric? Există, noaptea nu e întuneric? Din nou, el a spus, nu există întuneric. Pentru că întuneric e lipsa luminii. Lumina poate fi măsurată. Există unitate de măsură pentru lumina, nu? Există fotoni care pot fi analizați. Întunericul e doar lipsa luminii. Poate fi aprins, stins, întunericul nu poți să-l aprinzi. Exact. Nu există. Păi l-am întrebat, există rău? E cum? Există. Și elevul din nou mi-a spus, știți ce e rău, de fapt? Că a spus că nu există Dumnezeu.
este tocmai lipsa binelui. Faptul că există rău nu înseamnă că Dumnezeu nu există. Și faptul că îl aruncăm din viața noastră. Nu? Profesorul a rămas uimit. Acest elev era Albert Einstein, care îi explica profesorului. Nu? Apocalipsa, capitolul 12, versetul 12. Spune așa. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe care puțină vreme. Săptămâna trecută am făcut o vizită. Un frate m-a rugat. Frate, vreau să facem o vizită la o familie în afara bisericii. Putem să o vizităm? Sigur, o vizităm. Și în mașină mi-a spus un pic povestea acestei familii. Experiența asta e un pic mai stranie. Familia e un pic mai delicată. Despre ce e vorba? A început să-mi povestească. În timp ce îmi povestea, impulsul meu a fost să mă opresc și să mă întorc. Nu? Spre familia asta aude voci în casă. Mama. Sunt voci care se aud în casă. La miezul nopții cineva sună la ușă și când se uită pe vizor, e o persoană plecată în negru care privește în jos. Cineva din afară, la geam, îi strigă pe nume. Văd lucruri strani în oglindă. Și șifonierul se deschide singur. Se mișcă. Așa de câteva luni. Aură, unde mergem? Mergem până la capăt. Că i-a apărut mucegai pe perete sub forma diavolului. Și a făcut poză. Și a dat în poza. Nu că a șters-o. Cum nu știu dacă era în mintea lor sau se întâmplau în realitate lucrurile acestea, dar știu că m-am rugat serios înainte să merg acolo. Nu? Ne-am rugat și am mers. Încercăm să vorbim despre cuvântul Domnului. Știam că diavolul are fel și fel de manifestări. Nu? La unii se manifestă așa, la unii nu se manifestă deloc și doar prin ispite. Rămas mai liniștită. Dacă mama, capul familiei, să zicem așa, mama fetelor. După care am spus, fratele a propus, haideți să ne rugăm. Să facem o rugăciune. Sunteți de acord? Suntem de acord. Unul dintre ei nu era de acord, băiatul, nu? Eu nu mă rog. Eu nu mă cred pe rugăciune. Și copilașul de 2 ani s-a pus în genunchi. Tati, pe genunchi. Bine, pe genunchi. Copilul de multe ori poate îngenunchea părinții. Extrem de repede. Copilul extrem de bucuros că face rugăciune. Și am început să mă rog. Vă spun, a fost pentru prima dată când am simțit o astfel de experiență. Ce înseamnă puterea rugăciunii. În momentul când am început să mă rog, am început să râd, toți. Toți râdeau. Mai fetele, râdeau. Nu știu dacă ați trăit o astfel de experiență, în timp ce vă rugați, ceilalți se râdă. Dar nu se râdă așa, se râdă. Se râdă cu zgomot. Am spus, Doamne, să mă opresc sau să continui? Am spus, nu mă opresc până nu se opresc. Cât o râde, mă rog și eu. Și m-am rugat. Și am spus, Doamne, s-a oprit repede. S-a oprit, am luat lucrurile în serios, am spus să mă rog pentru ei, că am început să oprească din să m-am rugat personal pentru ei. Și am văzut că lucrurile sunt serioase. Și am luat-o în serios. Și apoi am rămas liniștiți. Diavolul există. Manifestările sunt diferite. Unii îl simt așa. Nu? Alții însă nu-i simt prezența fizică. Dar el există. Cum v-ați simțit să dormiți într-o casă, de exemplu, să știți că aveți un șarpe? Mai doar? Sau un șobolan, sau ceva? Dormiți, să știți că l-ați văzut, i-ați văzut capul și după aia ați surprins, nu l-ați mai găsit. Dormiți liniștit, nu? O fie pe aici, pe undeva pleacă. Și vă culcați liniștit, nu? Vă faceți rugăciunea și vă culcați. Nu. Nu dormim. Dar cum stăm? Vedem. Ha, stare de veche. De care veche? De aia în picioare. Păi, adevărată veche, nu? A prins lumile peste tot, dai totul la o parte. Unde? Unde s-a ascuns? În ce colț s-a ascuns? Nu? Unde? Pe sub patul unde s-a băgat? Pe la arcurile patului. Nu dormi liniștit.
până nu știi că nu e acolo. Diavolul se cumpărește și el inima noastră. El nu vrea tot, și-a prelucrat toată camera. Ce vrea? Un colț e suficient, e un colț acolo și el e bucuros. Super. Diavolul nu vrea tot. Nu vrea tot, vrea un colț al inimii. Dormim liniștiți cu el acolo? Da, nu cred. Liniștiți, șarpele cel vechi, liniștiți. Dormim liniștiți. Când șarpele, cel vechi numit diavolul și satana, e acolo, cuibărit. Și mușcă unde? Unde punctul cel mai slab? Unde punctul cel mai slab al fiecăruia? Acolo te mușcă. Acolo se rupe, acolo se frânge. Nu? În picior, dacă l-ai avut rupt odată, într-un loc sau o mână, a doua oară unde se rupe? Tot acolo. Dacă o forțezi. Și chiar a pomit. Unde? Tot acolo. La fel și cu păcatul. În același loc. Cazi odată, a doua oară te deschidești în același loc. Tot acolo se frânge. Tot acolo. Unii lovește poate la mânie. Nu? Unii mă prind. Mă prind mai repede. Pe alții poate cu privirea. Nu? Alții poate cu vorbirea. Și că așa sunt eu. Mă prind mai repede și vorbesc. Vorbesc figura fără mine. Acolo te mușcă de arăt. Acolo. Nu? Alții cu internetul. Nu le... Eu, bă, om credincios, să pierd vremea mult pe internet. Prea mult, prea mult. Pentru tine, în special, este o ispită teribilă, teribilă. Se poate trăi fără internet? Da. Cu o paranteză așa la... Se poate. Până când o vin, internetul nu e. Se poate trăi. Vreau să spun ca o paranteză, o experiență a unui om. Vorbească tineri. Tinerii să vorbească, da. Se duce unul să se angajeze la Microsoft. Istoria adevărată, nu? Și spune, domnule, vreau să mă angajez. Ce vrei să faci? Eu n-am calificare de programator, nu? Vreau să fac curățenie, să curăț toaletele, să fac curățenie. Sunt om harnic, le-a plăcut, el mi-a spus, bine, dar ne-a adresat de e-mail. Ca să țin legătura pe e-mail. N-am e-mail. N-am e-mail. Cum n-ai e-mail? N-am. N-am calculator, dar am e-mail. N-am. Nu te putem angaja. Noi așa trimitem, primim, răspund, așa comunicăm prin e-mail. Ne pare că nu te putem angaja. Și omul a pierdut ocazia, n-am e-mail. S-a dus și și-a cumpărat... E-mail. Cum? E-mail. Nu, și-a cumpărat căpșuni. O ladă de căpșuni. S-a dus și-a vândut căpșunile din poartă în poartă. Și-a făcut bani într-o zi pentru 3 lezi de căpșuni. S-a dus, afacerea asta merge. A doua zi s-a cumpărat 3 lezi de căpșuni, le-a vândut, a făcut bani de 9. Am luat un om cu el, un prieten, și-a cumpărat un scooter și-a început să facă afaceri cu căpșuni. După care s-a dezvoltat și-a cumpărat un camion cu fructe. S-a dezvoltat, până a devenit în 5 ani directorul cele mari întreprinderi din America de legume, nu? Fructe și legume. A avut un depozit fantastic. După care a vrut să facă o asigurare, nu? Oamenii care au firme mari și astea, își fac asigurări. Că au o firmă de asigurare. Și a găsit o firmă de asigurare și a spus, va bine, e-mail. N-am e-mail. Îmi țin contabilitatea, oamenii ăștia au calculatoare, dar eu personal nu am e-mail. Și a spus, vai, un om cu o afacere așa dezvoltată ca dumitare, tu ca director, n-am e-mail. Păi imaginați-vă cum v-ați fi dezvoltat dacă ați fi avut e-mail. A spus, dacă aveam e-mail, acum... Spălam toaletele la Microsoft. Exact. Spălam toaletele la Microsoft. Se poate trăi fără e-mail, fraților. Fără internet, Nu că nu putem să nu folosim. Folosim, dar depinde cum folosim. Nu? Tehnologia e de la Domnul, însă ea poate fi spre ruina noastră. Marcu, capitolul 14, versetul 37. Și a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind. Este experiența Domnului nostru Iisus Hristos. Și a zis lui Petru, Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să vegheți? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Spuneam că diavolul ne atacă acolo unde avem noi punctul sensibil. Petru
Se credea tare. Nu vreau să spun această istorie, o cunoștem cu toții. Înainte, cu câteva momente, cu câteva ore înainte, Domnul Hristos îl avertizează. Tu, Petre, o să mă trădezi. Petru ce a spus? Doamne, fii eu nervos, uite cum aprind o repede, dar cu trădarea, aici greșești. Niciodată. Niciodată, eu niciodată. Ceilalți, da, toți, eu niciodată. Te vei lepăda, Petru, de mine. De ce s-a lepădat Petru? Întrebare. De ce s-a lepădat? El a crezut că nu se va lepăda. De ce s-a lepădat? Nu a vegheat, fraților. Nu a vegheat. Când Domnul Iisus îți spune că există pericol, ce trebuie să faci? Și că vine hoțul. Unde? Nu e. Mă culc. Mă vine. Nu văd niciun hoț. Mă culc. Când Domnul Iisus îți spune, vegheați. Veghează. Veghează. Că nu știi când vine. Petru ce a făcut? A desferuși cu mine. A dormit. Un ceas. N-a putut să vegheze. Un ceas. Iosua, capitolul 23, versetul 11. Vegheați, dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Vegheați. Cum să vegheați? Cu luare aminte. Cu luare aminte. Vegheați cu luare aminte asupra sufletelor voastre ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Ce făceau ei? Cam ce făceau ei în Eden? Îngrijeau pământul. Îngrijeau frumos, lucrare frumoasă. Altceva, ce mai făceau? Păzeau grădina. Păzeau grădina. Așa era porunca, nu? S-o? Grijească și să păzească. Să stea de veche. Și mai făceau ceva. Spune Spiritul Profetic, vorbeau cu îngeri. Spune că îngerii veneau și făceau vizite. Spune Iisus ce vorbeau cu Adam și Eva. Știți care era misiunea îngerilor? Dumnezeu i-a încredințat această misiune. Să-i avertizeze. Îngerii le povesteau că a fost război în cer. Le-a povestit tot. Există un dușman. Există pericol. Vegheați. Ei știau de pericol. Însă, n-au vegheat. Nu îi acuzăm. Nu suntem aici să îi acuzăm și să... Dar în spatele... Știți care era mentalitatea din spatele ispitirii diavolului asupra Evei? De ce ai ispitit-o pe Eva? Știe cineva să răspundă la această întrebare? S-a depărtat de Adam. Dar diavolul, nu vreau să spun de la mine, o să vă dau scris. Ce gândea diavolul când a ispitit-o pe Eva? Nu, dar de ce? Planul lui general, mare, care era? Că n-a zis doar de dragul de a o ispitit, să-i facă rău. Influența ei va... și partea negativă. Diavolul avea un plan. Să știți că cu noi la fel. De ce spun lucrurile astea? Cu noi diavolul are un plan. În spatele oricărei acțiuni există un plan. În spatele oricărei oferte pe care ne-o dă diavolul există un plan. Iar noi cădem în capcană, ca așa are. Da, diavolul cunoștea planul de mântuire. Diavolul cunoștea foarte mult și a spus așa. Și o să vă dau scris după aceea. Rezum însă. A făcut o consfătuire cu ceilalți îngeri și a spus, planul meu este următorul. Voi ispiti omul, iar el va cădea în păcat. Dacă Dumnezeu e dragoste, cum susține, va trebui să-l ierte pe om. Iar împreună cu el, va trebui să fie iertat și eu. Înțelegeți? Împreună cu el îi fie iertat și eu. Planul A. Planul B. Dacă nu-l va ierta, mă aliez cu omul și devin stăpân pe pământ. Să scrieți lucrul ăsta în adevărul despre îngeri. Pagina 50. Diavolul avea un plan. Un plan. Și care a funcționat. Spune că îngerii, o parte dintre îngeri nu au fost de acord. Din îngerii căzuți vorbesc. Nu au fost de acord cu acest plan. A spus, e prea mult. Nu merită. Și însuși diavolul spune că a stat pe gânduri înainte să se trească pe Eva. S-a frământat. Să o facă sau să nu o facă. A spus că a luat hotărârea și a spus că o facă. Iar celălalt singur a spus, mergem cu tine până la capăt. Și astea sunt consecințele pe care le vedem noi astăzi ale acestei hotărâri. Puteți și noi acasă în adevărul despre unde.
Spune așa, Satana s-a debarasat de simțămintele de disperare și de slăbiciune și în calitate de conducător al lor s-a hotărât pentru a apărea neînficat și a face tot ce este în putere pentru a sfida autoritatea lui Dumnezeu și a Fiului Său. Satana, adevărat ca Dumnezeu, este un lucru imposibil. Asta a încercat el să facă și asta încearcă astăzi să facă. A ține genunchi este un lucru imposibil. Noi și răspundem. E posibil sau nu e posibil să ținem legea? Da. Este sau nu? Da sau nu? Da. Fraților, da. Șuvela noastră e un set de întrebare. Cum să șuvăim? Ne aliem cu diavolul. Nu e posibil. Cum nu e posibil? Diavolul susține asta. E posibil. Cum e posibil? E partea a doua. Prin har, cu ajutorul Domnului, e partea a doua. Dar omul, prin unire cu Divinul, poate ține legea Dumnezeu. Nu? Numai că noi de multe ori ne justificăm. Justificăm păcatele noastre. Când ne aprindem, ce spunem? M-a provocat. M-a provocat. Eu sunt nevinovat. El m-a provocat. Dacă ar fi fost, dacă lucrurile ar merge bine, m-aș comporta și eu bine. Nu? Era un împărat, la un moment dat, spune care, asta e fabulă, legendă, a început să merg, să meargă prin împărăție, desculț, că n-avea încălțări, că nu se purtau încălțări. Și după o zi epuizantă, s-a întors înapoi cu picioarele rănite, știi? Și-a dat poruncă. Toate drumurile din împărăție să fie acoperite cu piele. Piele de animal. Au venit consilierii, au făcut, cum să tăiem atât animale să acoperim drumul cu piele? De unde atâta piele pentru... Nu mă interesează. Ucideți toate animalele, acoperiți drumul cu piele. Și a venit un om înțeleg și a spus, împărate, iertați-mi îndrăzneala, dar nu ar fi mai bună ideea să sacrificăm un singur animal și să vă punem piele noastră în picioare? Și când călcați, călcați pe piele. Și l-aș lucru. Și a fost bună idee. Și a făcut încălțări. Vedeți dumneavoastră, de multe ori noi suntem așa. Vrem ca ceilalți să fie covor de moale pentru noi. Dar noi desfolți. Schimbă-te tu, prieten. Pune-ți tu încălțări. Și când vei merge pe pietre, pe spin, vei fi tu cel care va amortiza. Nu așa era. Diavolul cu toți demonii săi. Odată ce s-au adunat toți înaintea lui, a luat cuvântul și le-a zis, nu putem pe creștini să-i oprim să meargă la biserică, să citească Biblia și să descopere cuvântul. Nu avem nicio putere să oprim relația intimă pe care o au ei cu Salvatorul lor. Odată ce se prind în legătură cu Iisus, puterea noastră asupra lor este nimicită. Și atunci, care e planul lor? Vă amintiți poate de aceasta? Să caute punctul să... Dați-le voie să meargă la bisericile lor. Să se închine din fulg. Ce înseamnă timp? Timp înseamnă părtășie. Pentru cei din lume, bani. Pentru ei înseamnă... Pentru noi, ar trebui să înseamnă părtășie. Timpul înseamnă părtășie, înseamnă veghere. Ca să veghezi, de ce ai nevoie? De? De timp și de rugăciune. Luați-le timpul. Cum vom face asta, au întrebat ceilalți. Cum vom face asta? Țineți-i ocupați cu aspectele neesențiale ale vieții. Inventați nenumărate scheme pe care care să le ocupe mintea tot timpul. Tentați-i să cheltuiască și să-și dorească mai mult. Mai mult și mai mult. Să caute să muncească cât mai mult. Televizoare peste tot. DVD-uri, computere, ziare, reviste. Nu-mi pasă cum le numiți. Orice lucru de care se pot folosi fără oprire, prin care putem vinde vise goale, asta va încărca mințile lor și va rupe orice legătură cu Hristos. Umpleți-le viețile cu super oferte și orice servicii și produse gratuite, speranțe false și iluzii. Știți care e cel mai folosit cuvânt în marketing? Ofertă. Până acum era ofertă. Acum oferta nu mai e. Toată lumea ofertă. Acum super ofertă. Asta ne dă gata. Plus, plus. Super ofertă. Ofertă. Și ne întrebăm, care e oferta? Da, am vorbit. Vise goale. Omul încearcă să-și umple un gol din suflet. Cu super ofertă. Cu super oferte, cu tehnologie. Spunea, televizoare, DVD-uri, muzică, nu-mi pasă cum le numiți, important e să le ia.
timpul. Timpul. Și ne ia timpul. Suntem fascinați, și tinerii, și nu numai, fascinați de orice apare nou. Până acum era fascinați de computer, acum au apărut alte lucruri și fascinați. Și ne ia timpul. Și se scurge viața, și se scurge viața, și timpul nostru se scurge și el. Țineți-i ocupați, umpleți-le viața cu atât de multe invenții și cauze bune, încât să creadă că ei sunt stăpâni de viețile lor și pot face ceva. Curând își vor sacrifica și sănătatea și familia pentru a face ceva cu viața lor. Câți oameni și-au sacrificat familia pentru carieră? Să devină cineva? Câți oameni? Câți oameni nu și-au sacrificat viața și sănătatea lor pentru a obține o casă, ceva, să fie cineva? O să meargă, e un plan bun. Întrebarea este, a reușit oare Satana în planul lui? Da. Sau nu? A reușit Satana în planul lui sau nu? Cu mare parte, da. Întrebarea se pune, va reuși sau nu va reuși cu mine? Aș vrea să închei cu o ultimă poezie, dacă îmi permiteți. Pot să spun o poezie? Am găsit-o și vreau să... E la subiect. Nu? Se intitulează Veghează, această poezie. E scurtă, nu o să răpească timpul. Veghează la gândurile tale. Tare sub tâmplă. Inima mi-a lucrat-o Hristos și lucește ca un câmp proaspăt sub lumina de luna credinței. Vânt și umbre din afara universului dau târcoale țarinei mele, îngrădită cu crengile poruncilor. Stau la marginea sufletului și pândesc ivirea întunericului. Păzesc sacul păcatului să nu-și verse pe furiș neghina. Stau la capătul câmpiei din mine cu sabia gândului tău în mână, să retez capul șarpelui și asvârle semințe din abis peste ugorul zilor mele. Ajută-mă Tu, Doamne, să-mi păzesc neștirbită credința. Capul șarpelui a fost zdrobit, știm asta. Dar mai mușcă. Mai mușcă. Un mare înțeles spune așa, veghează la gândurile tale pentru că ele vor fi cuvinte. Veghează la cuvintele tale pentru că ele vor deveni fapte. Veghează la faptele tale pentru că ele vor deveni obiceiuri. Și veghează la obiceiurile tale pentru că ele vor deveni caracterul tău. Unde începe totul? De la minte. Veghează la mintea ta, veghează la gândurile tale. Este rugăciunea mea sinceră pentru noi toți. Ca aceste cuvinte, vegheați, prieteni, să ne ajute Dumnezeu să vedem. Să vedem cu toată credincioșia. Nu așa, să stăm în post și să adormim. Și să vedem treji sub stare de veche. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.